informare privind derularea campaniei agricole a producțiilor obținute, precum și însămânțarea culturilor de toamnă la nivelul județului Vrancea în anul 2015. O să-l rog pe domnul Ticu Costandache, directorul executiv de la Direcția pentru Agricultură Vrancea, să ne prezinte pe scurt informarea privind derularea campaniei agricole și a producțiilor obținute. Mulțumesc, domnul Ticu. Pe scurt, vreau să fac o precizare. Suprafața agricolă în județul Vrancea este de 255.030 hectare și reprezintă 52,5% din suprafața județului și 1,74% din suprafața agricolă a țării. 88% din suprafață este în proprietate privată, fiind sunt 5% mai puțin decât media pe țară. Pe categorii de folosință avem arabilul 148.729, pășuni 43.477, frâneție 33.185, vii 2.679 și lumez 3.460. În anul agricol 2014-2015, suprafața de 148.729 teren arabil a fost cultivată cu următoarele culturi. Porumb 56.700, estrus 27.300, plante de nutrenți 24.139, floarea soare 11.000 de hectare, rapiță 5.030 și cea mai mică suprafață a fost de plante industriale și aici mă refer la sorg și la rapiță, la rapiță 90 de hectare. În anul agricol 2015-2016, mă refer la campania de toamnă, au fost cultivate 44.500 de hectare, din care grâu 2 pe 28.700, rapiță pe 7.400 și orzoaică pe 2.100, 3.200 orz și triticale pe 3.100. În ce privește viticultura, pot să afirm că în anul 2015 au fost depuse pe reconversie 185 de planuri, care însumează o suprafață de 550 de hectare în total din perioada 2007-2015, pe reconversie suprafața este de 3.000 de hectare. La, după cum observăm față de anul trecut, cultura de grâu este, suprafața este mai mare și datorită faptului că fermierii și-au luat măsuri de precauție mărind suprafețele la culturile care sunt semănate în toamnă, pentru a evita fenomenele neplăcute din vara anului următor. De 100% pe mai vin eu cu o completare, că astăzi Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a comunicat că s-a aprobat schema de ajutor de stat pentru compensarea efectului secetei din România de către Comisia Europeană, ceea ce înseamnă că urmează să vină banii de la Comisie și după aceea OUG 45/2015 este implementată de acte. În regulă, dar a fost aprobată și de comisie și înțeleg că din 17 noiembrie astăzi s-a dat comunicat oficial, ceea ce înseamnă că nu va mai dura foarte mult până să ajungă și banii efectiv în posesia celor care au suferit. Dacă aveți observații dumneavoastră sau întrebări. Nimeni? Aveți că agricultura e un sector tot mai interesant și vital pentru România. Motor, puternic. Într-adevăr, este un domeniu important, dar având în vedere reorganizările, ar fi bine ca Direcția Agricole să le desfințeze. Da? Mai bine așa. Adică. De ce, domnule? Păi că sunt lucrăm cu 11 persoane, din care 4 ingineri, 4 economiști, un jurist și un, o funcție de conducere, directorul executiv și, practic, în teritoriu nu avem nimic. Noi lucrăm de materialul primit de la localități și de la cei care pot să le pună la dispoziție date. Trebuie să vă puneți, cum am făcut-o și eu, că știți foarte bine că efectul merge și la comisiile de secetă și la alea de situații de urgență, la IEN și IEN alte tipuri de comisii, instituții de concentrate, legalități, concursuri de funcționari publici, toți funcționarii din, ca să nu mai spunem, de fondul funciar,
din prefectură, sunt grevați de cu totul și cu totul alte sarcini decât cele date prin lege direct din fișa postului. Deci nu sunt de alte multe lucruri și de aceea poate nu suntem și nici eficienți cât ar trebui să fim, pentru că suntem și foarte puțini. Aveți perfectă dreptate. Eu mă așteptam și de investiții, să ziceți ceva. De investiții nu avem. Nu, că ar trebui făcute. Ca nu să... Deci nu primesc, probabil se fac. Nu, părerea dumneavoastră, cât ar contribui la dezvoltarea segmentului agricol la nivelul județului Vrancea, finalizarea anumitor investiții, pe noi mai punem de începe. Dacă o luăm producțiile pe cultură, sunt disponibilitate de asamblării naturale. Foarte important ar fi să se finalizeze sau să înceapă în canalul Siret Baradar. De asemenea, se pune... Termine, nu se înceapă. Nu știu dacă mai e, ce mai este bine. Nu. Da, și după aceea se... E conservare din departament de conștiu. Sistemele de irigație sunt... Deci, cum se spune și pe românește, nu trebuie să mai stăm doar la mâna Domnului. Ar trebui să ne mai gospodărim și noi, să ne mai reorientăm către acele sisteme alternative de ajutor al culturilor. Din păcate, direcția agricolă nu are. Cum niște secete nu au avut atribuții exprese stabilite prin lege. Dar puteți să propuneți, de exemplu, mă gândesc la următoarea abordare. Nu mai știu care este suma totală care a fost constatată de comisie și aici, empiric, altă discuție. Dar cred că suma asta și în fiecare an, din ultimii ani, dacă am pune așa una peste alta, ar fi putut duce la finalizarea unor investiții și la diminuarea acestor evenimente, nu? Și ar fi ajutat și mult mai mult. Banii nu produc alți bani. Pentru când produsele produc bani și produc și locuri de muncă și așa mai departe. Multe alte lucruri. În regulă. Va trebui totuși să faci o analiză împreună cu Banifo și cu alte structuri ca să... Vedem că pare că aruncăm așa cu banii și nu zic că nu ar avea dreptul poate acei producători agricoli pe aceste tipuri de pagube, dar eu zic că dacă ar fi investiți acolo unde ar trebui, nu am mai avea, poate la asemenea dimensiune sau fenomen în județul Vrancea astfel de pagube.